Angajații stațiunii de cercetare agricolă din Caracal au fost recent victimele hoților de cereale. Câțiva dintre ei au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Deși situația a fost sesizată la 112, iar în cauza a fost deschis dosar penal, angajații merg în număr mare pe câmp de teama hoților. I-am rugat frumos să părăsească locul, însă n-au vrut, au devenit recalcitranți, ne-au amenințat că ne omoară, că au sărit cu furca la noi, ne-au alergat cu căruțele. Chiar pe unul dintre colegi, un mecanizator, l-au oprit și l-au bătut, l-au înțepat cu furca în stomac și pur și simplu i-au dat un pumn în față. Când a venit la capul locului, era plin de sânge. Ei sunt cunoscuți în zonă ca fiind o bandă de hoți care acționează în câmp privind furtul de cereale. Sunt cunoscuți și de poliție ca fiind infractori. Nu sunt la prima abatere de acest gen și au și alte agresiuni și furturi la activ. Așa cum am spus, așteptăm să vedem cum decurge această situație, pentru că noi nu vom tolera astfel de agresiuni și de comportamente față de salariații Universității din Craiova. Micii fermieri din localitățile din împrejurimirile Caracalului sunt terorizați de aceiași indivizi. Oamenii susțin că hoții le țin calea când pleacă din câmp cu recolta și le cer o parte din producție. Cei care refuză să dea dijma sunt amenințați cu distrugerea culturilor și chiar cu bătaia. De frică, ei nu au sesizat autoritățile. Se duc la ceilalți fermieri și le propun să repetească culturile în schimbul la bani și la produse. Adică să nu le distrugă? Să nu le distrugă paledinșilor. Și dau oamenii? Din ce știi? De câte știu, da. Deci au dat. Se întâmplă de mult lucrul ăsta? Cred de câțiva ani. În ultima perioadă? În timp ce mai accentuat, încep să-i calculeze pe toți. Ca să reușiți să mai recoltați ceva, după cum procedați? Ce să vă spunem, foarte greu. Trebuie să stăm noaptea, să ne păzim culturile. Ei oricum vin foarte mulți. Dacă avem mai multe sole, trebuie să le păzim, să avem mai multe persoane. Ne este foarte greu. Oricum așteptăm din partea poliției mai multă implicare. Angajații firmelor agricole susțin că pierderile sunt mari nu atât datorită furturilor, cât a distrugerilor pe care le provoacă hoții. Vin și bagă căruța în mijlocul tarlalii ca să nu-i vadă nimeni, după aceea când iese, pleacă, e foarte greu să-i și prins, că vin mai ales noaptea. Și sunt mari furturile? Furturile n-ar fi așa mari, că sunt distrugerile pe care le fac, pentru că bagă căruța în porumbii, tot ce calcă nu se mai poate lua cu combina. Și probabil că au și interesul de a călca cât mai mare suprafață ca să vină el a recupera după aceea. Că știe că combina nu poate să recolteze ce-i călcat. Polițiștii au întocmit până acum mai multe dosare penale pentru furt de cereale. În unele cazuri, autorii au fost identificați. În primele 7 luni ale anului 2019 au fost înregistrate 16 sesizări privind furtul de produse agricole de pe câmp, cu 5 mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2018, polițiștii întocmind dosare penale pentru stabilirea situației de fapt și probarea activității infracționale. Furtul de cereale se manifestă mai pregnant toamna, când se estimează că aproape 10% din producția de porumb este însușită ilegal de persoane cunoscute sau necunoscute de proprietari sau oamenii legii. Mare parte dintre aceste furturi, din motive diverse, nu sunt reclamate.